în care am stat și m-am gândit foarte bine ce fac și am zis, eu vreau mai mult. Eu am să înfrâng Constituția asta. Eu am luptat cu genetica, practic. Da. Cu ce era programat să fie. Corect. Dar am zis, până la urmă nu am nimic de pierdut. Mai slăbesc bine. Nu o să rămân la 65 și acum, dacă eu îmi pierd disciplina, care până la urmă e, cred, cel mai mare secret al meu, mă duc imediat spre 65. Corpul acolo știe că este echilibru. Da, 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 care da. Pe care, nu? Ori eu ca spirit, suntem ori eu echipă. Ca și corp. După atâta amar de vreme, suntem o echipă. Lumea îmi spune, băi, tu arăți senzațional. La lansare îmi spunea cineva care mă știe de o viață, băi, ai înflorit, strălucești. Pentru că am ajuns într-un moment de mulțumire, împăcare cu corpul meu. Da. Nu-i mai cer nici prea mult, nici nu-l mai împovărez. Cu somnul stau foarte prost și aici îl cam privez de din 2009 dorm cam 3-4 ore pe noapte. Nu e bine. Dar sunt verde. Dar pentru câtă vreme? Păi sunt 10 ani. L-aș întreba pe domnul profesor Dulcan, am aici o carte. Nu întâmplător l-am adus, pentru că aș mai vrea să punctez ceva. Apropo de greutatea noastră, fii atent aici. Fii atent ce am găsit în cartea asta. Vine să îți dea și mai multă dreptate, să creadă lumea și mai mult ceea ce spui tu. Fii atent. Trei universități din America au efectuat un studiu, da? S-a măsurat raportul dintre talie și șolduri și s-a comparat cu modificările structurale survenite la creier cu vârsta. Concluzia dură, cu cât abdomenul era mai proeminent, cu atât hipocâmpul, centrul memoriei, devenea mai mic. În concluzie, o asociere nefericită, obezitate, inflamație, boli vasculare, demență. Kilogramele în plus înseamnă un volum al creierului mai redus. Așa este. Deci grăsimea și prostește. Am spus, riscul de a supăra. Deci și științific e de adevăratelea și trăită. Noi aveam o verificată minte proastă și una deșteaptă. Așa, așa. Spune-mi de mintea atâta proastă. Atâta doar că mintea proastă devenise șef în casă. Ea făcea regulile, nu? Da. Eu cred și că orice om, oricât de inteligent este, așa, așa, corect. Are și un dram doza de acolo. Prostie. De, da. Iar cine spune că nu e așa, fie e nepăsător, fie minte. Da, mintea proastă e aia nepăsătoare. Da. Înțelegi? O cunoaștem cu toții. Și eu am. Să mă duc toți la colțul avem. Blocului unde e o pizzerie renumită. Corect. Da? Măi, când ai 100 de kilograme, nu îți permiți decât cu mintea proastă să te duci să cumperi în fiecare zi o pizza XL. O pizza XL? Ei, da, da, bine, XL-ul în 2001 nu era ca XL-ul de azi. Asta este, știi? Era un large. Brioșele au pornit de la a fi atâta, da. Și au ajuns să fie atâta. Pizzele au pornit de la atâta și am văzut... Și cât roata carului, da. Nu, e mică roata carului. Da, 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 obezitatea este o boală cruntă. Pizza XL cât roata carului este una dintre cauze. Prăjitura la supradimensionată este... Da. Trăim într-o... Păcat că oamenii nu vor să conștie. Vorbim despre stres, vorbim despre orice alt... Vorbim de boli cardiovasculare care omoară tineri, mulți, dar câți dintre ei sunt supraponderali? Hai, nu obezi? Așa e. Că nu doar stresul ne omoară, ci și kilogramele în plus ne omoară. E un cumul de factori. Dar lipsa ta de somn? Că vorbeai mai devreme de... Eu mă încarc. O rezolvi? Da. Noaptea scriu. Așa. Sau fac voluntariat. Ce înseamnă noaptea voluntariat? Faci ce, adică? Există un grup de suport. Așa. Pentru persoanele supraponderale în care intru și fiecărui om de acolo, că sunt 500, 1000, le las o vorbă. Wow. Eu cred așa. Ca să vină, trebuie să plece. Ca să primești, trebuie să dăruiești. Cu stânga iau, cu dreapta dau.
Ce frumos. Eu cred foarte mult în asta și fac voluntariat din 2008. Cu discreție, nu cred că știe foarte multă lume, niciodată nu am ieșit la televizor să mă aplaud, să-mi pun lauri, nu-mi place să fiu lăudată. Ai văzut în carte, editura Virginia este editorul de la 3 care m-a și îndemnat să scriu și care m-a rugat să iau niște, niște cuvinte de la câțiva dintre oamenii pe care i-am susținut, ele sunt în carte, deci le-am transcris cu ochii închiși, de jenă, înțelegi? Deci scriam și nu-mi venea să cred că am să pun în povestea mea lucrurile alea. Trebuie să integrezi în tine și partea asta atât de frumoasă și de nobilă. Eu știu așa, că sunt sentimente curate. Nu știu de unde știu eu asta. Ce? Dar eu știu că o faptă bună se face în tăcere. Nu știu, probabil de la mama știu asta. E foarte frumos ce spui și adevărat, dar primești, primește, integrează în tine, nu? Măi, dar sunt atâția oameni lăudăroși în vremurile noastre, da. Încât tu numai mai eu n-aș mai încăpea între ei. Lasă-i pe ei să se laude și eu am ales să fac, adică nu pot. Deci nu pot dacă nu pot. Și acum îți povestesc așa, dar vezi că sar peste subiect. Văd. Deci noaptea fac voluntariat și mai fac bijuterii. Lucrez cu pietre, sunt cu perle. Frumoase. Mulțumesc. Perlele astea, ai venit cu perle de data asta. Perle Kasumi sunt una din marile mele pasiuni, da. Sunt unele din cele mai rare perle din lume. Ele te încarcă. Pietrele au energia lor. Perlele au suflet pentru că ele vin din niște ființe. Da. Ele se nasc adevărate, acolo, da, într-un suflet. Moluscă, dar are un suflet. Când lucrez cu ele, nu simt somn, nu simt foame, nu simt nimic. Când scriu, nu simt somn, nu simt... Am felurile mele în care mă reîncarc. Nu cred că mă simți obosită sau nu sunt nici bolnavă, nu sunt... Nici n-aș fi crezut, din nou aș spune, cum n-aș crede că ai avut 100 de kilograme, așa ți-aș spune acum că n-aș crede că n-ai dormit azi noapte. Eu sau de câteva nopți. Eu cred foarte tare în ceva-ul acela de așa. Peste noi. Mai spune-mi despre acel eu ceva. Eu cred foarte tare că eu de acolo primesc energia. Gândește-te, conduc un business, conduc un centru de remodelare, scriu pe site-ul de nutriție, manageriez un magazin online de cosmetice, am cliente, am angajați, până la 9-10 seara sunt acolo. Ajung acasă, unde este Anisia, unde pun masa, încălzesc mâncarea, nu am... Mâncare diferită, Irina, cum spuneai la un moment dat, că tu găteai pentru trei persoane, atunci, da, diferit. Atunci, da, da, da. Era copilul. Anisia era mică, avea 9 luni, avea mâncarea ei, da. Marius... O mâncare Marius, normală, nu? Și eu eram cu regimul meu. Da. Acum, din ce mănâncă ei, eu mi-aleg... Ce pot, nu ce pot, că pot orice. Ce-mi trebuie mie. Ce-ți trebuie, ce e necesar, nu? Cum da. Spunem că nu mâncăm, da. nu trăim adică ca să mâncăm, ei, uite, mâncăm de pildă, ca să trăim. Îți dau un exemplu. Ei au o friptură cu un orez, pentru că așa. Ei sunt slabe amândoi și își mai permit cumva și excepții. Eu nu combin carnea cu carbohidrat niciodată. Eu îmi aleg carnea și aseară l-am trimis pe Marius să-mi cumpere gogoșari murați. Stau un exemplu. Și am mâncat carne cu gogoșari murați. Adică nu gătim în 7 feluri acum, da. Ci eu îmi aleg... Irina, așa. Mai vreau să-mi povestești ceva. Ea a fost o perioadă. Să-ți mai spun ceva despre știu, noapte. Știu, am multe vrei lucruri facem să facem episoade? Absolut. Facem... Nu o să scap. Zim despre noapte. Eu cred că la 3 dimineața, așa. Ora asta 3, se întâmplă ceva. Se spune ceva despre ea. Ai citit despre da, da. Asta? Ai citit? Dar nu știu să-ți spun unde, nici știu să-ți spun când. Nu mai știu cine a scris lucrul ăla, am să caut și am să te sun. Așa. Spunea așa, că la 3 dimineața porțile cerului se deschid și îngerii coboară pe pământ ca să așeze în mintea oamenilor gânduri, planuri, idei. Ora 3 dimineața este ora mea de maximă creație. Indiferent ce fac, scriu, eu cartea am scris-o noaptea. Doar în 3 nopți am scris-o. Ziua, mă uitam peste ce am scris, dar nu o atingeam. Da. Bijuteriile le lucrez noaptea. Ziua îmi dau cu stânga peste dreapta. Incredibil. În noaptea ești altcineva. Altcineva.
Am să caut și am să-ți dau, poate dezvoltăm, da, să, da, să da, citim da, pentru noi, absolut, cei cu trei dimineața asta. Da, neapărat. Vreau să mai povestești despre momentul acela în care Anisia era micuță, tu ți-ai dat demisia și dintr-o dată ai simțit că nici banii nu mai sunt câți erau și că poate ceea ce îți dorea sufletul, posibilități financiare, nu erau și că ai putut să simți că poți să te îmbraci ca o da, doamnă a fost un moment și intrând într-un magazin de second hand. Da, a fost un moment de alegeri, de alegeri. Multe am făcut atunci. Am avut câteva luni până să încep să lucrez pe firma mea de producție. Cu TVR2, cu Jena Gheorghiu, a fost prima mea colaborare după ce am slăbit, în care am trăit din salariul lui Marius. Și da, a trebuit să merg și să îmi cumpăr, pentru că slăbisem mai mult decât eram înainte de a rămâne însărcinat, adică hainele alea fluturau pe mine. Stând dintr-un salariu perioada aceea, da, a trebuit să recurg la un second hand. Ne reamintim, eram în anul 2002, în care nu existau mall-uri, da, o mie da, de variante, de site-uri, de haine, de... Nu exista nimic, existau câteva magazine și magazinul Unirea. Deci nu aveai opțiuni. Și atunci eu am descoperit în Pantelimon, în piața Delfinului, cred că știam de la Neti de el, un second hand. Foarte drăguț, deci m-aș întoarce oricând dacă ar mai fi. Aduceau niște hăinuțe de prin Germania, foarte diferite de ceea ce exista la momentul ăla. Și eu am reușit să-mi fac niște ținute excepționale de acolo. Nu este nicio rușine. Așa este. Eu am căzut de foarte de sus. Dar acea cădere pe mine m-a învățat să fiu om și sus și jos. Să știu să îmi înroșesc obrajii și sus și jos. Este foarte important. Dar de ce o vezi ca pe o cădere, Irina? Că la momentul ăla a fost o cădere. Așa. La momentul respectiv, așa am... Ai simțit-o? Da, 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 da. Adică da, să da, pleci de la poziția de prezentator, realizator TV și să ajungi... Adică toată lumea a catalogat-o astfel. Am înțeles. Dar acum, tu ai ales asta. Da, eu am ales asta, dar... demisia. Dar de ce ți-ai dat demisia? Este un moment al vieții mele despre care eu am promis că nu voi vorbi. Am înțeles. E mai bine pentru mine, pentru sufletul meu, și este un moment care ulterior mi-a deschis universul în față. Chiar dacă impactul la momentul acela a fost unul dur, pentru mine s-a deschis universul. Eu mi-am desfăcut aripile și am zburat. Dacă eu rămâneam angajată atunci, probabil că angajată eram și azi. Da. A fost primul meu pas către viața mea de om mare, realmente. Să-ți asumi totul. De la pâinea copilului și astăzi până la pâinea oamenilor pe care îi am în firma mea. Și au trecut? Că zice lumea, ce drăguț, mamă, cât ai realizat, da? Am părul alb. Doar eu știu și cine trăiește, mă rog, similar, o poveste cu, cum să spun, să manageriești ceva cât de mic, că nu e un business mare. Măi, să știi că lună de lună, oamenii ăia ai tăi își primesc banii de pâine, că-i mult, că-i puțin, nu discutăm despre asta. Discutăm despre conștiința de a da oamenilor tăi pâine. Eu nu aș fi învățat toate lucrurile astea. Eu nu aș fi trăit tot ce am povestit aici. Când salariul vine lună de lună călduț, e călduț. Eu am renunțat la capricii, eu am renunțat la... am început să fiu foarte selectivă în alegerile pe care, inclusiv cu oamenii. Pe mine au dispărut, nu? Au tot dispărut? Da, tot... dar eu acum și acum am plecat. Practica asta, fac detox în periodic, la 6 luni curăț. Nu mai țin în viața mea nimic ce nu îmi aduce bine.
este curățenia, cuprinde și domeniul ăsta, zona asta. Așa e. De la cei care s-au supărat că nu mâncam o felie de tort la ziua lor, că am povestit despre asta, până la prieteni recenți, care, adică eu înțeleg că dau, că dau, că așa, de asta sunt eu pe lumea asta, să tot dau, dar la un moment dat sacul se golește. Oamenii nu înțeleg în vremurile noastre că până la urmă orice relaționare este una reciprocă, în care iau, dar și dau, cum spuneam, adică nu poți doar să iei, să iei, că se termină la un moment dat. Eu curăț, eu fac, dar nu mă tem de asta. Mai mult decât atât, în relația cu Marius, nouă ne este atât de bine. Am avut momente grele, de cumpănă chiar. Aș fi acum ingrată să spun că, vai, trăim într-o dulce și eternă fericire. Suntem doar împreună paradis, de 25 de ani aproape. Mulțumim. Zi de zi, zi de zi, noi am lucrat împreună și în televiziunile toate, practic, el a și produs emisiunea mea. În Pro, nu mai spun că doar împreună, acolo ne-am și cunoscut. Da. La firmă suntem împreună, el a părăsit ProTV-ul în 2011 ca să mi se alăture. Nu știu câți bărbați ar fi făcut asta într-un business feminin. Da, da. Și câți oameni ar fi renunțat la propria carieră până la urmă. El a fost producător TV de când avea 19 ani. Ne e foarte bine împreună și atunci întotdeauna alegem așa decât să stăm înconjurați de oameni toxici sau oameni care ne fac rău sau care nu știu, habar n-am, situațiile sunt diverse în viețile tuturor. Îți mulțumesc tare mult, Irina, nu știu cum, dar am pocnit din degete și timpul a trecut. Îți mulțumesc tare mult. Mi-a părut bine. Aici. Mulțumesc. Și eu pe tine. Am scris și în carte. Mulțumesc și te iubesc. Mulțumesc din suflet. Mă bucur pentru faptul că ai venit cu inima atât de deschisă. De fiecare dată va fi la fel. Și mai spune-le o dată telespectatorilor să citească cu inima. Așa să se întâmple. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici ca de obicei sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!